Vremea să răci din nou, stațiunile montane se va așeza un nou strat de zăpadă, în timp ce în restul teritoriului sunt așteptate ploi la poviță și ninsoare. Temperaturile scăzute se vor resimți în special în Moldova și Transilvania, cu minime care pot coborâ sub pragul de minus 10 grade Celsius. În restul țării, temperaturile vor cunoaște o scădere ușoară care se încadrează normalul perioadei, anunță meteorologii. În București, în zilele următoare, se anunță o vreme schimbătoare, cu o ușoară scădere a temperaturii și precipitații mixte. În general, vor fi ploi la poviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor fi de 3-4 grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse între 0 și minus 2 grade Celsius. Săptămâna viitoare ne putem aștepta la temperaturi ușor sub pragul gerului, minus 12 grade, cel mai probabil în noaptea de luni spre marți în zona Moldovei și depresiunile din estul Transilvaniei.